următoarea prezentare, de asemenea, e foarte interesantă. Remisia diabetului prin intervenții medicale, nutriționale, utopie sau realitate, va fi prezentată de doamna doctor, diabetolog Delia Reurean Pintilei. Poftim, Delia! Bună ziua, salut pe toată lumea. Din păcate, din cabinetul medical în care lucrez și nu cum mi-ar fi plăcut să fie, în sala cu care ne-am obișnuit deja de atâția ani, doamna profesor, vă mulțumesc pentru invitație. Mă onorează și subiectul pe care mi l-ați propus, pentru că m-a ajutat să mă documentez pe o temă care nu credeam că este posibilă ca diabetolog. Și cred că mi-a oferit direcții de cercetare și de ce nu de practică clinică pe viitor. Și sper să vă fac părtași la entuziasmul cu care am făcut documentarea pentru această prezentare. Subiectul meu de astăzi este reprezentat de remisia diabetului. Și o să fac un share screen imediat, o secundă. Și aș vrea să-mi confirmați că mă auziți, doamnă profesor? Da, totul este în regulă, Delia. Okay. Vedem. Okay. E așa un subiect frumos, că este păcat să pierdem ceva. E foarte nou și foarte actual. Și subiectul este remisia diabetului prin intervenție medicală nutrițională. Dacă acest concept de remisie este reprezentat de o realitate pe care o putem aplica în practica clinică curentă sau dacă este dimpotrivă o utopie, ceva la care nu ne putem gândi și nu se poate rezolva nimic decât prin asocierea de medicație. Agenda prezentării mele este aceasta. De ce este important acest subiect? De ce e important să știi dacă diabetul poate intra în remisie sau nu? Ce este și cum se definește, ce înseamnă exact remisia diabetului și cum se definește după criteriile științifice actuale și cum anume s-a putut realiza acest lucru și dacă există date cu privire la acest subiect. Și atunci voi începe cu primul punct de pe agenda, dacă este important. În acest an sunt peste 450 de milioane de persoane cu diabet zaharat tip 2 în lume. Incidența este în creștere continuă, nu neapărat pe regiunea din Europa, vedeți că avem un procent destul de mic, de peste 15% creștere, un procent mare, dar în context mondial, dacă ne uităm la Asia și la Pacificul de Vest și în alte continente, vedem că procentul nostru de creștere probabil datorită unui stil de viață diferit și poate, sper, datorită unei educații nutriționale mai ușor de accesat, procentul în Europa este de 15% comparativ, de exemplu, cu 96% sau 74%, după cum puteți vedea pe ecran. Acest lucru înseamnă, în primul rând, mortalitatea de 4 ori mai mare datorită bolii cardiovasculare. Aceste persoane cu diabet zaharat tip 2, chiar în prezența unui diabet zaharat controlat, cu o hemoglobină glicată sub 7%, au un exces de mortalitate în ceea ce privește evenimentul cardiovascular major, adică accident vascular cerebral, infarct miocard. Și după ce controlăm toți factorii de risc pentru pacientul cu diabet zaharat de tip 2, și aici mă refer la hipertensiune, dislipidemie, obezitate, funcție renală și glicată, deci dacă reușim să tratăm acest pacient cu tip 2 multifactorial și aducem toți parametrii în ținte, acest pacient rămâne la o vârstă medie de 55 de ani cu un exces de mortalitate pe insuficiența cardiacă. Astfel încât modalități de prevenție sau eventual de remisia diabetului în contextul în care acesta deja a devenit existent din punct de vedere al criteriilor de diagnostic actuale, este foarte important. La ora actuală, 463 de milioane de persoane cu diabet este ultima versiune a Atlasului Federației Internaționale de Diabet, publicat în 2019, anul trecut, și este cel în vigoare. Unul din 11 adulți pe plan mondial are diabet zaharat. Numărul persoanelor cu diabet s-a triplat în ultimii 20 de ani. Una din 5 persoane cu diabet este peste 65 de ani.
Cheltuim peste 10% din bugetul global pentru sănătate, pentru diabet. Ultimii ani au adus aproximativ 11 clase de medicație antidiabetică, atât orală cât și injectabilă, medicamente pe care le vom împărți ca și prescripție cu colegii de la cardiologie și cu cei de la nefrologie, pentru că, după cum bine știți, avem clase noi, cum este clasa agoniștilor de receptor GLP-1 și inhibitorii SGLT2, care reduc mortalitatea cu procente semnificative. Și sigur că cheltuim pentru a ține acești oameni în viață și pentru a prelungi supraviețuirea, pentru că dacă tratăm multifactorial, le câștigăm o speranță de viață de 8-9 ani. Și totuși am preferat să nu cheltuim atât de mult și totuși există modalități prin care putem stopa evoluția diabetului, după cum veți vedea în continuare. Ce știam până acum? Definiția pe care am învățat-o cu toții în facultate, ulterior în rezidențiate și ulterior în specialitatea de diabet, nutriție, boli metabolice și în specialitățile adiacente, modul în care privim un pacient cu diabet zahăr de tip 2 este următorul. Diabetul de tip 2 este o afecțiune pe care o ai pentru tot parcursul vieții tale. Ea este inexorabil progresivă. Secreția de insulină este deja la 50% în momentul în care ai 10 ani de diabet, ca și istoric, și în ciuda tuturor tratamentelor pe care le-am menționat anterior, complicațiile pe termen lung rămân frecvente și devastatoare. De asemenea, diabetul zaharat de tip 2 este principala cauză de boală renală cronică. Pacienții care sunt internați pe terapie intensivă coronarieni sunt frecvent persoane cu diabet zaharat, uneori chiar și foarte bine controlați. Astfel încât să spunem că prognosticul unei persoane cu diabet diagnosticată la 50 la 40 de ani este destul de nefericit undeva până la 75, deoarece dacă nu este tratat multifactorial, riscă să experimenteze un eveniment cardiovascular acut. Și asta este ceea ce știam până acum. Evoluție inexorabilă și, din păcate, asta spuneam și pacienților. Și încercam să accepte medicația. Antidiabetice orale, antihipertensive, hipolipemiante, antiagregante plachetare, unde acest lucru era necesar, astfel încât un pacient cu tip 2 de diabet, caz nou, care intră în cabinetul nostru, primește antidiabetic, antihipertensiv, hipolipemiant obligatoriu pe ghid de cel puțin 5 ani de zile, este acest ghid în vigoare, și atunci complianța pe termen lung la o persoană de 40 de ani poate fi problematică, dar luptăm cu acest lucru. Și totuși, diabetul zaharat de tip 2 este o afecțiune potențial reversibilă. Această afirmație este făcută de acest profesor, Taylor. El are această publicație într-o revistă cu un factor de impact foarte mare. El se numește Diabetologia și a apărut în 2018, însă primele studii în ceea ce privește remisia diabetului au apărut undeva în 2008. Întrebarea fundamentală a fost următoarea. Prin dietă la debut, prin intervenție medicală nutrițională, poți să duci în remisie diabetul zaharat de tip 2? Ar putea fi posibil acest lucru? Din practica medicală curentă pe care o desfășor, eu vă spun că este posibil atunci când ai un pacient extrem de motivat. Motivația lui vine de obicei din teama de a trece pe terapie injectabilă și atunci începe să respecte indicațiile de optimizare de stil de viață, începe să mănânce mai puțin, să includă sportul în viața sa și poți opri inclusiv insulinoterapia la aceste persoane dacă scăderea în greutate este suficientă și dacă secreția de insulină a pacientului este suficientă, deci are o secreție restantă într-o cantitate semnificativă. Dacă secreția de insulină nu mai este, momentul este depășit, reducerea ponderală va duce într-o ameliorare netă a acestei afecțiuni și a celorlalte adiacente, în schimb nu va determina remisia diabetului. Cum se definește remisia diabetului? Există mai multe definiții, eu am ales să vă prezint astăzi două, aceasta este una din 2019. Remisia diabetului de tip 2 o afirmi atunci când o persoană care a fost confirmată cu diabet zaharat de tip 2 îndeplinește în totalitate următoarele trei criterii. Pierde în greutate cât? Aproximativ 15% pe studii. Glicemia ajuns sau hemoglobina glicată este sub pragul de diagnostic, adică valoare glicemică ajuns din sânge venos sub 126 mg pe decilitru sau o hemoglobină glicată sub 6,5.
în două ocazii separate de cel puțin 6 luni. Iar realizarea acestor parametri glicemici se face în urma asistării complete a tuturor medicamentelor pentru controlul diabetului. Deci să piardă în greutate, să revină la normal cu glicemiile și să realizeze aceste două lucruri fără să mai aibă medicamente. O altă definiție, și eu trebuie să mărturisesc că este și definiția noastră din clinică pentru remisia diabetului, este obținerea normoglicemiei în absența terapiei active farmacologice, adică medicație sau chirurgicale, deci nu are o procedură care se va desfășura în curând, bine, și este o durată de cel puțin un an de la ultima intervenție. Remisie parțială este considerată o hemoglobină glicată sub 6,5 și o glicemie ajung de la 100 până la 125, o remisie parțială. O remisie totală este reprezentată de revenirea la valorile normale ale unei persoane fără nicio problemă cu metabolismul glucozei și fără prediabet, și anume o valoare a hemoglobinei glicate sub 5,7, deci 5,6 ar fi limita, și o glicemie ajung repetitiv sub 100. Această definiție o include și pe cea pe care am prezentat-o anterior. În cabinet am obținut aceste remisii și sunt câțiva pacienți, în general bărbați, în general în jur de 50 de ani, care nu mai sunt pe niciun fel de medicație după o pierdere în greutate semnificativă. S-a putut sista medicația și cel mai lung pacient în remisie are aproximativ 5 ani. Și astfel încât conceptul acesta de remisie a diabetului zaharat de tip 2 este discutat frecvent ca obiectiv primar de tratament, pentru că avem o incidență crescută și pentru că vom avea costuri din ce în ce mai ridicate de tratament și de îngrijire. Și sunt publicațiile care apar în acest moment, 2018, 2019, 2020. Avem date din studii clinice foarte bine conduse. Este un studiu în curs de desfășurare, vi-l voi prezenta. Și există inclusiv o intervenție medicală nutrițională care va fi abordată în Anglia ca alternativă de tratament la medicație. Deci pacienții în acest moment se lucrează în Regatul Unit la o procedură care va permite pacientului cu diabet de tip 2 recent diagnosticat să aleagă între a debuta cu medicație sau a intra în acest proces de intervenție medicală nutrițională condus de asistente medicale sau de dieteticieni și care ar putea determina remisia diabetului. Și vom trece probabil la întrebarea care este pe buzele tuturor, și anume cum facem acest lucru. Și voi detalia cu acest articol care a apărut în 8 iunie 2020, deci extrem de recent, care reprezintă un position statement al unui colegiu american de medicină a optimizării stilului de viață, ca să-i spunem așa, și sumarizează rezultatele a 9 studii care urmăresc acest subiect al nostru de astăzi, remisia diabetului. Și ce concluzii trag în urma meta-analizei celor 9 studii? Că dacă ai utilizat în studiu o dietă sever hipocalorică cu durată scurtă este undeva 6-8 săptămâni, care înseamnă 600-1100 de calorii în medie, ai o rată medie de remisie de aproape 50%. Dacă încerci cu restricție calorică moderată, așa cum avem noi pe ghidul, redui 500-600 de kilocalorii în fiecare zi, rata medie de remisie este de doar 6,9%. Deci trebuie să ca intervenția asupra stilului de viață să fie suficient de intensă și veți vedea de ce. Remisia este realizabilă pentru majoritatea pacienților cu durată scurtă a diabetului, adică sub 8 ani, unele studii afirmă sub 6 ani, și pentru mulți dintre pacienții cu durată lungă, determinantul principal al reușitei remisiei este secreția restantă de insulină. Deci dacă pacientul mai poate produce insulină sau nu. Pe ce se bazează? Pe un deficit energetic substanțial, o dietă de 600 de kilocalorii pe zi pentru a obține reducerea conținutului intracelular de lipide intrahepatice și pancreatice, având ca obiectiv reducerea sensibilității la insulină și, evident, controlul glicemiei. Interesant pe aceste 9 studii este că, deși a avut un rol minor comparativ cu intervenția nutrițională, rezistența la insulină a fost îmbunătățită și funcția insulinosecretorie s-a îmbunătățit prin activitate fizică, dar, repet, în aceste 9 studii nu au avut o intervenție pe activitatea fizică per se, deci nu au avut
pe lângă dieteticieni și persoane care se consilieze pacienții privind efortul fizic pentru scăderea în greutate. Și majoritatea acestor studii au obținut remisie fără intervenție asupra stilului de viață. Nu vrem să supărăm pe nimeni, dar sunt datele pe care le avem. Erau persoane cu un veț vedea. Vom prezenta trei din aceste studii care aveau un indice de masă corporală de obezitate grad 1, corespunzător obezității grad 1 și nu au, efectiv nu a existat fonduri în aceste studii pentru intervenție pe mișcare, pe efort fizic și totuși s-a putut realiza remisia, astfel încât dacă reușim să adăugăm și efortul fizic, cu siguranță obținem un procent mai bun decât 49%. Care ar fi mecanismele? Este această ipoteză a unui ciclu, să spunem, geamă, un ciclu dublu, ciclu hepatic și un ciclu pancreatic și permiteți-mi să vă introduc în această imagine. Consumi pe termen lung mai multe calorii. Excesul de carbohidrați zilnic va fi supus lipogenezei de novo, adică producerii de acizi grași de novo la nivel hepatic, ceea ce favorizează, bineînțeles, acumularea de lipide la nivel hepatic. Pentru că insulina stimulează lipogeneza de novo, persoanele cu obezitate, deci cu rezistență la insulină, vor acumula această grăsime intrahepatică mai ușor decât altele pentru că au un nivel mai mare de insulină circulantă. Crește grăsime la nivel hepatic, determină o rezistență relativă la suprimarea insulinei. Și atunci ficatul, în loc să fie suprimat de insulină pentru a produce glucoză, va produce mai multă glucoză. Creșterea modestă a nivelului de glucoză plasmatică în repaus alimentar, pentru că ficatul nu mai răspunde la supresia de către insulina a producției hepatice de glucoză, determină hiperglicemie și, consecutiv, suprastimularea secreției de insulină ca răspuns homeostatic. Hiperinsulinemia per se va determina conversia excesului de calorii în lipide intrahepatice, astfel încât stabilește acest ciclu vicios de hiperinsulinemie și o suprimare inadecvată a producției hepatice de glucoză. Ficatul gras duce la exportul crescut de lipoproteine cu densitate foarte scăzută, ceea ce crește livrarea de lipide către toate țesuturile, inclusiv insulele pancreatice, care au în exces o disponibilitate de acizi grași și care afectează răspunsul de secreție de insulină în primă fază, ca răspuns la alimentele ingerate, astfel încât ai hiperglicemie și postprandială. Hiperglicemia determină iarăși creșterea ratei de secreție de insulină, va crește secundar lipogeneza hepatică și aceste cicluri se rotesc efectiv din ce în ce mai repede, determinând fenomene de lipotoxicitate locală la nivel pancreatic. Astfel încât studiile pe care vi le voi prezenta au evaluat prin rezonanță magnetică nucleară conținutul de lipide intrahepatice și intrapancreatice. Aceste diete extrem de brutale, cu 500-600 de calorii aplicate pacienților care au dorit să intre în programele acestea de intervenție medical-nutrițională, au dus la reducerea severă a lipidelor intrapancreatice și intrahepatice, ceea ce a determinat, se pare, remisia totală a diabetului la aproximativ 50% dintre pacienții care au intrat în programe. Și vă voi prezenta cele trei studii care au dus la decizia comunității din Marea Britanie de a încerca să introducă această dietă lichidiană în tratamentul persoanelor cu diabet Sahara de tip 2 nou diagnosticat. Acesta este studiul Counterpoint. El a evaluat pacienți de aproximativ 50 de ani cu un indice de masă corporală corespunzător obezității grad 1, după cum vedeți 33, cam cu 4 ani de evoluție, deci se menține această indicație să fie sub 6-8 ani, au stopat metforminul sau altă medicație de la debutul intervenției nutriționale, le-au oferit această dietă cu 600 de kilocalorii, au fost shake-uri controlate și au evaluat pacienții înainte, după 1-4-8 săptămâni, în ceea ce privește eliberarea hepatică de glucoză, sensibilitatea periferică la insulină și funcția beta-celulară. Au evaluat prin rezonanță magnetică nucleară și conținutul intrahepatic de triacilglicerol și pe cel intrapancreatic. În 7 zile de la debut au obținut revenirea la valori glicemice normale, conținutul de lipide intrahepatice s-a redus cu 30%, sensibilitatea la insulină a revenit la normal în primele 7 zile, secreția de insulină și-a revenit mai greu la valori normale în aproximativ 8 săptămâni. Acesta a fost studiul Counterpoint.
studiul Counterbalance. Studiul Counterpoint a fost cel anterior pe un număr mic de pacienți. Aici au crescut numărul de pacienți, aici au fost 30 de pacienți în Counterbalance. E un număr mic de pacienți pentru că oamenii nu sunt convinși ușor să intre într-o dietă cu 500-600 de kilocalorii în contextul în care nu ai date și la acel moment nu erau foarte siguri. Cei din Counterbalance au evaluat pacienți cu cam aproximativ același IMC, 34. De data aceasta, pacienții introduși aveau între jumătate de an și 23 de ani de evoluție. Au stopat medicația antidiabetică orală sau insulina la debutul intervenției medicale nutriționale de teamă hipoglicemiei, au oferit o dietă de 600 de kilocalorii, practic și apoi urmat de un program structurat individualizat de menținere a greutății și au evaluat acești pacienți la debut, la 8 săptămâni și la 6 luni după finalizarea studiului, prin evaluarea controlului glicemic, a sensibilității la insulina, secreției și a conținutului de lipide hepatic și pancreatic și acestea sunt rezultatele, după cum observați, de la 98 de kilograme la debut, la 6 luni pacienții aveau undeva în jur de 83 de kilograme. În medie, glicemia ajuns s-a redus de la 160 de miligrame pe decilitru în medie la 111, iar hemoglobina glicată, care a fost în medie de 7,1, s-a redus la 5,8. Lucrurile s-au și s-a redus și nivelul de VLDL. Au avut practic un succes în ceea ce privește intervenția aplicată pacienților. Ce a fost interesant în Counterbalance? Că deci ei au pierdut în greutate aproximativ 15%, jumătate dintre participanți au rămas cu un indice de masă corporală de peste 30 și totuși au înregistrat remisia diabetului. Faptul că aveau indicele de masă corporală peste 30 după pierdere rapidă de 15% nu a avut impact asupra capacității lor de a evita reacumularea ulterioară de grăsime intrapancreatică și intrahepatică. Fiecare dintre acești indivizi a scos în greutate sub un așa zis prag individual, ceea ce se pare că a permis în continuare depozitarea de țesut adipos în compartimentul subcutanat, care știți că nu are aceleași repercusiuni metabolice ca și cel visceral. Și acest lucru s-a întâmplat indiferent dacă indicele de masă a scăzut de la 40 la 36 sau de la 28 la 24, iar acest lucru ilustrează un concept important care este abia explorat la acest moment, un prag personal de acumulare de țesut adipos. Ce arată pe scurt, care sunt studiile cele mai importante în ceea ce privește remisia diabetului, este această ipoteză care a constituit de altfel un premiu, cred că la un congres american al Societății de Diabet, unul din premiile anuale, a fost în 2008, după care au vrut să testeze acest concept că dacă poți să reduci rezistența la insulină hepatică, poți să refaci disfuncția beta-celulară, poți să aduci reversibilitate, reducând acumularea de lipide intrahepatice și au făcut studiul Counterpoint și au răspuns afirmativ la întrebarea de refacerea secreției beta-celulare, după care întrebarea a venit pentru acest studiu Counterbalance dacă poți readuce cumva la normal un metabolism sever afectat de această dietă hipocalorică, dacă ulterior reintroduci alimentația normală și dacă beneficiile se mențin, da, și aici. Iar acesta este studiul DIRECT, care, vedeți, începuse undeva în 2015-2016. În momentul de față avem mai multe publicații și au raportat datele la 2 ani. Acest studiu a avut 9 pacienți, acest studiu a avut 30 de pacienți. Ei au început cu 336 în studiu DIRECT, acum ei sunt extinși la peste 5.000 de pacienți cu rezultate favorabile, ceea ce a făcut ca sistemul de asigurări englez să privească cu mare seriozitate dieta lichidiană. Și acum să mergem împreună la studiu DIRECT. Studiul DIRECT este studiul despre care se vorbește la ora actuală cel mai mult. Anul acesta, în iunie, la Congresul Societății Americane de Diabet, au prezentat rezultatele la 2 ani cu o rată de remisie semnificativă, lucrurile arată extrem de bine. A fost un studiu condus de asistenți medicali sau dieteticieni, acolo unde aceștia au fost disponibili. A fost dietă lichidiană urmată de program de educație structurată de 8 ore privind pierderea în greutate. La 12 luni,
24% dintre persoanele care au participat au obținut o pierdere în greutate de peste 15 kg și 46% au avut o hemoglobină glicată în sfera non-diabetică în absența agenților antihiperglicemianți. Modificările masei grase viscerale au rămas constante de toată perioada de până acum la cei care au obținut remisia diabetului. Și cam așa arată, observând cu negru, deci liniile negre reprezintă pacienții care au răspuns la intervenție și o să vă rog să urmăriți alături de mine reducerea lipidelor intrahepatice în prima fază, ulterior stabilizarea lor până la un an, reducerea VLDL, ulterior cu stabilizarea lor asemenea trigliceridelor intrahepatice, trigliceridele plasmatice, același trend, lipidele intrapancreatice, același trend și secreția de insulină a revenit la valori relativ normale, pacienții aceștia nemai prezentând hiperinsulinismul caracteristic persoanelor cu obezitate. Aceste valori sunt rezultatele de la 12 luni, cele de la 2 ani arată exact la fel. Lucrurile sunt foarte promițătoare. Cred că în anii care urmează vom putea să vedem mai multe în ceea ce privește această dietă lichidiană. Rămâne totuși de discutat dacă poți să realizezi acest lucru în cabinet. Asta ar însemna să convingem pacienții să intre 8 săptămâni într-un program de alimentație, să spunem, destul de drastic, în care se consumă doar pudre cu apă și shake-uri. Este mai greu să poți realiza din mâncare normală gătită 600 de kilocalorii, dar având în vedere că dezideratul este să remiți diabetul și să obții, cel puțin din datele de până acum, o remisie de până la 2 ani, dar din practica clinică remisia poate fi mai de lungă durată. Și studiile actuale de asemenea menționează că remisia este subraportată de către medici, pentru că de regulă suntem aparent mai impresionați de cazurile în care, în fine, lucrurile se rezolvă cu medicație decât cu partea aceasta de dietă și pentru că, din păcate, nu toată lumea răspunde la intervenția medicală nutrițională din punct de vedere al aderenței. Cu speranța că există întrebări referitor la prezentarea mea, voi încheia aici. Vă mulțumim încă o dată, doamnei profesor Mocanu, pentru invitație. Mulțumesc, Elina. Iată o formare foarte promițătoare. Este iarăși posibilitatea de a combina nutriția, dar de data aceasta cu aceste preparate lichide, shake-uri, care încearcă să vină în ajutorul pacienților prin ceea ce oferă comoditate, standardizare și rezultate foarte bune. Vă rog, dacă aveți întrebări sau să le scrieți și doamna doctor vă va răspunde în scris. După cum vedeți, am trecut la această parte de terapie care este extraordinar de interesantă. Și vreau să te întreb, Delia, dacă, apropo de intervenții, ai reușit cu pacienții din clinică să urmezi un program de acest fel? Da, noi avem o preocupare în acest sens și avem un departament care se ocupă de intervenție medicală nutrițională, adică pe scurt și foarte românește. Pacienților li se oferă un model de dietă săptămânală cu mâncare obișnuită din cea de care se găsește în orice casă, pentru ca pacientul să nu fie nevoit să gătească pentru el și nu pentru toată familia și limităm cantitățile. Aderența la programele de intervenție nutrițională de obicei este una bună. Pacienții reușesc să scadă în greutate, dar nu am aplicat niciodată dietă de 500-600 de kilocalorii. Trebuie să recunosc că în momentul acesta chiar discutăm în echipă de această posibilitate, pentru că mie mi se pare extrem de ofertant la o persoană, de exemplu, cum am avut zilele acestea de 40 și ceva de ani, deci 41-42, ai o speranță de viață de aproximativ 40 de ani, un diabet dezvoltat la această vârstă are vreme să dezvolte complicații fără doar și poate. Și această persoană de 42 de ani are cu siguranță obezitate prezentându-se la noi în cabinet. Aici cred că
Ar fi fantastic să putem obține remisia diabetului și să putem obține educația nutrițională după aceste 8 săptămâni, pentru că sigur că sunt o mulțime de lucruri legate de scăderea ponderală în primele 8 săptămâni. Oamenii sunt încântați, dar după aceea tot în sarcina noastră revine să-i readucem la viața normală, să se bucure de mesele cu familia, de mesele sociale, pentru că frica cea mai mare a unui pacient care vine să slăbească este că îi dai ceva care îl forțează foarte mult să mănânce doar anumite alimente, să scoată tot ceea ce îi place și se teme de situațiile sociale, care, în fine, acum noi suntem în pandemie, poate nu mergem atât de des la întâlniri, dar în orice caz nimeni nu este dispus să scoată pentru totdeauna o grupă alimentară și nici nu este recomandat sau necesar. Aici mi se pare o mare provocare, dar da, am reușit. Avem pacienți care au venit cu hemoglobină glicată 14, care au avut nevoie de insulinoterapie, care ulterior au scăzut în greutate 15-20 de kilograme, după care nu a mai fost necesară insulinoterapia și nici măcar medicația antidiabetică orală. Vârsta acestor pacienți, cum spuneam anterior, este în jur de 50 de ani, cu cei cu care am reușit și majoritatea sunt de sex masculin. Mulțumim. Cred că mai este o întrebare, domnul conferențiar Lupușoru. Da, să română. Foarte interesant, foarte interesantă prezentarea. Mulțumim frumos. Dar ați început la un moment dat să vorbiți despre riscul cardiovascular și apropo de asta, văd că în toate aceste studii nu se vorbește și de HDL sau HDL versus LDL. Și vreau să vă întreb dacă s-a observat și o îmbunătățire a HDL-ului apropo de riscul aterogen la mulți dintre acești pacienți. Sau n-a fost asta ca target pe toate aceste studii? Să știți că ultima parte n-am auzit, am auzit numai până la, am avut un blocaj pe sunet, numai până la dacă a fost o îmbunătățire HDL versus LDL colesterol. Da, adică au fost, știm cu toții că mulți dintre acești pacienți au și un HDL scăzut, deci apropo de riscul aterogen. Și vreau să întrebăm dacă cumva s-a reglat, am văzut că a crescut cumva din punct de vedere biochimic particula de LDL și vreau să văd dacă s-a făcut și shift-ul din punct de vedere biochimic pe lipide. În direct, în studiu direct, unde au dată la 2 ani și ceva, da, există o îmbunătățire netă a profilului lipidic în termenii aceștia de care spuneți. Pe celelalte două studii, fiind studii de 6-8 săptămâni și ulterior o urmărire post-intervenție la 6 luni, mai puțin pregnant. Mai ales că HDL-ul crește în special dacă ai un pic de activitate fizică, măcar jumătate de oră de exerciții cardio pe zi. Dar n-au avut cum, ca fonduri, să introducă, să studieze. În schimb, mulțumesc că mi-ați ridicat această minge la fileu. Este o luptă constantă în cabinet cu profilul lipidic. Pentru că pacienții care ajung la mine se preocupă foarte mult doar de glicemie și toate datele pe care le avem la momentul actual arată că dacă controlăm doar glicemia, nu obținem reducere de mortalitate cardiovasculară doar prin controlul glicemiei și încercăm să ducem valorile de LDL cât de jos posibil, depinzând de profilul de risc cardiovascular. Și acum suntem de acord cu cardiologii, într-un final, asupra reducerii LDL-ului la anumite valori. Problema noastră rămâne în continuare HDL-ul, pentru că pacienții de obicei nu introduc efortul fizic în viața lor. Este greu, este o chestie de comoditate, eu pot înțelege acest aspect. Și atunci te trezești în situația în care cu medicație reduci mult LDL-ul, ești în ținte, dar nu ai realmente cum să-i crești HDL-ul ca să-i dai acest element natural de protecție antiaterogenă. Astfel încât vă mulțumesc pentru întrebare și mi-a dat ocazia să fac această precizare. Mulțumesc! Da, să rămână, mulțumesc și eu. Mulțumim tare mult și îți urăm succes, Delia, să aplici cât mai des acest tip de dietă sau de restricție calorică pe bază de, să spunem, shake-uri lichide, dacă pacienții vor fi interesați de acest mod de tratament și de ce nu. Și data viitoare, când ne vom întâlni, să vedem mai multe rezultate personale, să spunem, și să putem să le discutăm atunci mai pe larg. Mulțumim, Delia, succes. Mulțumesc mai departe. Mulțumesc și eu.